elevi de clasa 10-a, studiem astăzi unitatea de învățare, economie, societate și organizare politică în evul mediu, referindu-ne la unitatea de conținut, viața economică în societatea medievală, apariția și dezvoltarea orașelor medievale. De fapt, este un subiect foarte simplu, bine de înțeles, pentru că astăzi s-au păstrat foarte multe particularități. Vi le pot povesti bunei voștri, străbunei, care vă descriu practic acele scene despre care am să vorbesc eu astăzi, atunci când ne referim la viața economică. Totodată, voi evidenția că facem referință la economia în Europa occidentală și centrală, pentru că economia românească o să o trecem în cadrul unui alt subiect. Vom dezvolta astăzi 4 unități de competență, utilizând abilități pentru prezentarea comunicărilor orale și scrise, desigur că folosind termenii și conceptele istorice specifice perioadei, descrierea schimbărilor care au avut loc în spațiul istoric, conceptualizarea continuității proceselor din antichitate și epoca medievală și demonstrarea relației de cauză-efect. Evidențiem că încă în secolele 3-7 are loc o răcire climaterică și că aceasta a influențat radical vegetația. În nordul Europei, grâul nu mai era cultivat în condițiile predominării pădurilor și mlaștinilor. Terenurile cultivate erau tot mai puține în raport cu spațiile naturale. O mare parte din suprafața Europei era dominată de păduri, însă această parte era totuși străpunsă de drumuri, poieri, în care erau așezate satele ce se constituiseră în rezultatul marii migrații. Negustorii le traversau pentru a cumpăra lemn sau vânat. Vechile orașe romane au fost abandonate, invadate de pădure și acesta a devenit un spațiu necultivat. Alte așezări romane au fost reocupate, oferind adăpost. După o perioadă de ameliorare economică și socială, odată cu decăderea Imperiului Carolingian, prin secolul IX, stabilitatea economică a dispărut din nou. Prin urmare, constatăm că Europa, în aspect economic, cuprinde câteva etape de criză, probleme, foamete, lipsuri, exact așa cum s-a întâmplat și în etapele ulterioare. Dar, dacă ne referim la viața economică, atunci precizăm că ea se sprijină pe întreaga activitate economică antică, adică cele trei activități de economie a producerii, prin agricultură, meșteșugărit și creșterea animalelor, dar și concomitent cu economia de însușire, prin vânat și pescuit în primul rând, atunci când omul ia de la natură totul de-a gata. În Europa Occidentală se conturează domeniul feudal, aveți astfel un termen istoric care se cere a fi explicat, pământul fiind exploatat pentru profitul proprietarului feudal. Această rezervă seniorială, pe de o parte, era integrată cu gospodăriile țăranilor dependenți, pe de altă parte, includea și reședința seniorului împreună cu castelul, donjonul în Occident, zidurile de apărare. Evidențiem că o parte a terenului arabil, dar și pășunile, viile, pădurile și lacurile aparțineau de asemenea seniorului. Treptat se impun diferite prestații pentru utilizarea acestora de către ceilalți membri ai comunității. Loturile de pământ sunt lucrate de către țărani, țăranii dependenți în marea lor parte, și aceștia și aveau o casă, o grădină de legume, câteva parcele de teren arabil. Unitatea de exploatare agricolă purta atunci denumirea de mansă în documente în funcție de zonă și de calitatea solului, aceasta avea de la 3 până la 30 de hectare. Pământul era prelucrat cu mâinile, drumurile erau neîngrijite, în schimb erau mult mai multe păduri decât astăzi, lacuri, foarte multe râuri pline cu apă, care permiteau comunității să-și garanteze, să-și asigure fertilitatea și să sporească roadele. Agricultura este principala activitate economică, la fel ca și în epoca antică. Vă amintesc că civilizațiile orientale s-au dezvoltat în special în temeiul agriculturii și aceasta era practicată atât în civilizațiile orientale cât și în cele europene.
În ceea ce privește epoca medievală, atunci aici se deslușesc câteva etape, întrucât în faza inițială agricultura stagna din cauza utilajului rudimentar, înapoiat, iar după secolul XI, după anul 1000 în special și secolul XI-XII, asistăm la transformări care sunt folosite în terminologia actuală cu numele de revoluție agrară. Desigur că aceasta este o revoluție agrară a evului mediu și ea se deosebește de cea din secolul 16, 17, 18. Dacă facem referință la agricultură, atunci desprindem patru factori extrem de importanți care favorizează dezvoltarea acestei ramuri. În primul rând, factorul geografic, care determină fertilitatea solului, prezența munților bogați în metale ce le-ar permite dezvoltarea acestei ramuri, precum și prezența lacurilor, a râurilor pentru a garanta comerțul. Al doilea factor este climateric. Și îl punem separat pentru că solul poate fi foarte fertil, dar dacă nu avem cantitatea necesară de precipitații, dacă nu avem rotația anotimpurilor, atunci roada de asemenea nu va fi. Factorul uman foarte important, pentru că omul observă cum pot fi alternate culturile, care sunt metodele noi de asanare și cum ar trebui să fie perfecționat utilajul pentru a spori productivitatea și calitatea producției. În sfârșit, factorul politic, indiscutabil, capacitatea domnitorului de a organiza vâni, de a bate monede și de a garanta în fond continuitatea economică și prosperitatea comunitară. Acești factori pot fi remarcați până astăzi, doar că într-o formulă inversă, pentru că astăzi factorul principal în evoluția economică este cel politic și nu geografic. În imagine aveți câteva scene pictate, desigur, că de către contemporani pentru a încerca să se prezinte aspectele de evoluție a acestei revoluții agrare. În primul rând a fost perfecționat plugul, a fost perfecționată boroana, inventată grapa, de asemenea este înlocuită forța de tracțiune a boului cu cea a calului. Prin urmare, sigur că asta a contribuit la sporirea calității și productivității pentru că calul este mult mai productiv. Vă amintesc că primii care au folosit calul în secolul IX încă au fost comunitățile din zonele centrale ale Rusiei. O altă activitate foarte întâlnită în Occident și de asemenea cu origine antică este meșteșugăritul olăritului. Este o activitate foarte necesară, ținându-se cont că marea majoritate a activităților meșteșugărești erau casnice și deci omul trebuia să-și garanteze toate necesitățile în condiții casnice, mai ales bărbații care lucrau la roata olarului, vasele strict necesare în gospodărie pentru a-și asigura familia cu cele necesare. Țesutul este o activitate practicată mai mult de femei, la fel de necesară, o activitate casnică până prin secolul XIV, iar în spațiul românesc până în secolul XIX, era practicată inclusiv în familiile domnitorilor în țările române și asta se manifesta prin broderii, prin toarcerea covoarelor, a stofelor din lână, din care erau confecționate diferite traiste sau catrințe și toate cele necesare pentru ornarea casei era legate de țesut. Printre activitățile auxiliare, evidențiem vânătoarea, are și ea origine antică și cunoașteți că în evul mediu și geneza statală la românii din răsăritul Arcului Carpatic este legată de o vânătoare, era practicată, adică ca o activitate de lux în familiile regale, o să întâlniți foarte mulți nobili care merg la vânătoare și împreună cu regele, dar și ca o activitate strict necesară pentru cei săraci care încercau să-și asigure alimentația și prin vânat. Pescuitul, o altă activitate de
tip antic, dar întâlnit pe larg și în epoca medievală, mai ales în teritoriile care aveau foarte multe lacuri, râuri și erau condiții prielnice pentru desfășurarea acestei activități. Albinăritul este întâlnit de asemenea în epoca antică, inclusiv la traci și în Europa atât de vest, cât și cea centrală și cea răsăriteană, o să întâlnim această activitate de îmblânzire a albinilor, iar mierea și ceara, deja sunt folosite ceara în comunitățile creștine, pentru că au fost ridicate foarte multe mănăstiri și după anul 1000 societatea românească se consolidează prin aceste biserici, episcopii și ceara este foarte utilă tocmai pentru biserici. Totodată, după anul 1000, are loc o explozie urbană care a fost favorizată de factorii economici și politici, au încetat migrațiile, clima s-a stabilizat și procesul de consolidare a autorității monarhice a continuat. Evidențiem de asemenea aici și factorii sociali, pentru că s-a produs un anumit echilibru în societate, relansarea comerțului a fost factorul decisiv, revenindu-se după o perioadă de stagnare a situației politice din Europa și ceea ce s-a întâmplat după apogeul carolingienilor și guvernarea lui Carol cel Mare. Foarte multe orașe cunosc o evoluție spectaculoasă începând cu secolul 10-14 și ele erau în marea lor parte orașe din antichitate, ne referim la Roma, desigur că Constantinopolul, Bagdadul, orașe care își continuă tradițional evoluția, dar avem și orașe noi, construite în spații noi, care sunt organizate în combinație cu elemente barbare gotice, cât și romanice. În peninsula iberică sau în Galia apar orașe cu păstrarea tradițiilor romane antice, cu piață centrală, cu zonă pentru dezvoltarea relațiilor economice și sociale. Totodată evidențiem că orașul are la acest moment două roluri. Are rolul de spațiu comercial și de adunare a locuitorilor. Un viitor centru administrativ. Spațiul central este dominat de centrele urbane, un fel de primărie care va deveni sediul instituțional și ea se va ocupa cu supravegherea și guvernarea orașului. Totodată evidențiem că apar consiliile urbane din câteva persoane până la 12-15 și astfel se naște orașul modern care urma să se administreze după principiile pe care le cunoașteți astăzi. Practic toate localitățile medievale au și cel puțin o biserică. Totodată aici în imagine vedem că foarte multe orașe medievale din vestul Europei, dar și din răsărit, au ziduri de apărare, fapt ce ne demonstrează că aceștia încă se temeau de intervențiile străine, iar o particularitate în spațiul românesc sunt târgurile, de asemenea întărite prin ziduri de apărare. Una dintre cele mai vestite urbe ale evului mediu și, de fapt, unul dintre orașele cele mai importante a Europei răsăritiene este orașul Constantinopol, care s-a menținut de-a lungul întregului ev mediu, drept cel mai mare oraș al creștinătății. Acest oraș, fondat încă de Constantin cel Mare în anul 330, și avea șiruri de fortificații, străzi largi, dar și case din piatră sau cărămidă. Orașul Constantinopol a devenit și un puternic centru cultural, pentru că aici se afla un hipodrom unde se făceau întreceri, aici era Palatul Sacru sau Palatul Imperial, în jur de 500 de biserici, printre care Biserica cea Mare Sfânta Sofia, dar și numeroase conducte de aprovizionare cu apă unice prin capacitatea lor și școli. Iată de ce, către secolul 13, orașul Constantinopol, după unele surse, avea în jur de 2 milioane de locuitori. Dacă mă refer la orașul Bagdad, acesta face parte de asemenea din epoca când expansiunea islamului a adus această perlă, bijuteria Orientului, și evidențiem că în secolul 11 acest oraș depășea
aproape 1,5 milioane de locuitori, beneficia de aprovizionare cu apă, canalizare, iluminat nocturn și, de asemenea, orașul avea numeroase băi publice, spitale, aziluri și biblioteci și devine un adevărat centru de cultură. Adică orașele medievale, la fel ca și cele de astăzi, devin centre comerciale, asta a fost menirea lor inițială, se transformă treptat în centre administrative, centre de cultură, iar astăzi procesul de urbanizare este masiv la nivel mondial. În concluzie, evidențiem că evoluția economică este legată de acțiunea factorilor, de asemenea ea depinde foarte mult de condițiile geografice. Această activitate este suportul esențial al existenței social-politice și de obicei statele atât în Evul Mediu cât și cele de astăzi își măsoară puterea politică prin intermediul vieții economice. Inițial, productivitatea a fost scăzută din cauza tehnicii înapoiate, ulterior evoluează, iar apariția orașelor a deschis calea spre modernizare, prin termenul de burg, burghezie, care face trecerea spre o nouă comunitate istorică. Atât pentru astăzi, data viitoare cu un alt subiect la fel de interesant.